sale ca acest candidat pentru funcție de prim-ministru să fie unul din afara partidelor. Deocamdată nu avem un punct de vedere comun în acest sens și urmează imediat, astăzi, mâine, duminică, să discutăm atât cât trebuie să discutăm, în așa mod ca până luni la ora 14 să venim deja cu o poziție comună a tuturor componentelor. La moment constatăm iarăși aceeași situație, adică trei reprezentanți optează pentru o formulă, numărul efectiv de mandate, de democrații pretind că au un număr efectiv de mandate în componența fracțiunii de 20 deja, făcând referință la faptul că doamna Lupu a depus o cerere oficială de intrare în componența fracțiunii. Mă rog, e o situație care trebuie să o discutăm și colegii, de aceea vom avea pe interiorul partidului mai multe discuții pentru a găsi un compromis. Vreo propunere de candidat din partea vreunei formații? N-a răsunat niciun nume. Deocamdată noi suntem toți astăzi la etapa cine va avea acest drept sau această prerogativă de a propune un candidat. Și apoi după asta vor apărea și numele. Deocamdată. Domnule Strădeț, nu vedează nici PD. Dumneavoastră, în ce condiție ați apucat să renunțați la ideea de a propune prim-ministru? Nu se discută ca să renunțăm, fiindcă noi suntem în condițiile deciziei Consiliului Politic Național. În general, având în vedere faptul că suntem într-o perioadă de conducere colegială în cadrul partidului, nu e atât de simplu de a lua decizii rapide, de aceea deocamdată nu se pune problema să renunțăm. Dacă trebuie mai întâlniți în Consiliul Politic, se mai întâlnește sâmbătă, domnule? O să decidem.